În seara zilei de 3 mai, o persoană a căzut de la etajul 3 al unui bloc de locuințe în cartierul Trivale de pe raza municipiului Pitești. Se pare că femeia a mers pe balcon și probabil s-a aplecat în afara acestuia. A căzut pur și simplu de la aproximativ 10 metri înălțime peste un autoturism. Zgomotul impactului a fost auzit de un vecin care a sunat imediat la 112 și a anunțat pe soțul femeii. Da, s-a auzit o bubuitură. De la ce etaj a căzut? 3, de la 3. Dar crezi că a vrut să se arunce sau ce? Habar n-am, chiar nu știu. Soțul femeii a declarat că aceasta se afla sub tratament, dar nu își explică ce s-a întâmplat. A căzut de la balcon. Urma un tratament? Da. Nu. Și a dispărut dintr-o dată din casă? Sau cum s-a întâmplat? Păi, eu nu eram în balcon, când am văzut că nu mai e în casă, am venit și a căzut. Din păcate, medicii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind declarat decesul. E vorba de o pacientă căzută de la înălțimea de aproximativ 10 metri, precipitare de la etajul 3. Am găsit pacienta fără semne vitale lângă o mașină pe care căzuse inițial, într-o poziție care indica o leziune de coloană cervicală, traumatism cranian și toracic. Am încercat manevre de resuscitare împreună cu evaluarea primară a pacientei. Am constatat leziuni incompatibile cu supraviețuirea, leziuni traumatice severe, dintre care cel mai important, leziunea de coloană cervicală și craniană. Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești. Prima variantă pe care se merge este aceea a unui accident. Polițiștii piteșteni au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că o persoană ar fi căzut de la etajul unui bloc de locuințe în municipiul Pitești. Din păcate, echipajul medical care a sosit la fața locului a constatat decesul persoanei în cauză, femeie de 67 de ani. Cercetările au fost preluate de către polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză fiind întocmit un dosar penal, conform articolului 192 din Codul Penal. Pentru stabilirea cauzelor decesului va fi efectuată autopsia medico-legală.